Bun găsit, vă spun tuturor iubitorilor sportului buzoian. Astăzi vă invit la o nouă ediție la Sport Maxim. O avalanșă de rezultate bune și excelente în weekend pentru sportivii buzoieni. Iubiștii lui Costică Merșoiu au reușit un scor categoric 29-9 în deplasare la Galați, dar rămân pe locul 2 după Tomitanie din Constanța. Iar sâmbătă dimineață vor primi replica iubiștilor de la din Arad. Băieții de la Handball Club au reușit un egal în deplasare la Alexandria și își păstrează locul 2 și chiar avansul de 5 puncte față de aceștia din urmă și ne dau mari speranțe pentru o participare la baraj. Ambele reprezentanturi ale fotbalului de sală din Buzău, Fortiu și Luceafărul, și-au câștigat partidele din această etapă. În plus, formația Luceafărul a câștigat cu 9-3 în deplasare la Sighișoara și de asemenea își păstrează locul 2 în clasamentul din Liga a doua la futsal. Metalul și-a recuperat punctele cu FCSB 2, 2-0 la Oltenița, o dublă semnată de Vali Lungoci. Sâmbătă la ora 15, pe sintetic din Crâng vine Sportul Chiscani, brăileni cu o formație refăcută din temelii. Promoul acestui meci este pregătit, este pe țeavă, cum se spune, și colegul Alex Nicolae promite că îl va pune în undă mâine, așadar îl veți putea urmări. Iar domnul Gigel Guiu și stafful acestei formații vă invită sâmbătă de la ora 15 pe stadionul Cornel Negrescu pentru a încuraja formația buzoiană, la fel cum a făcut-o și în urmă cu două săptămâni. Subiectul emisiunii de astăzi este legat de gimnastică, o ramură sportivă pe nedrept ținută puțin în umbră. Nu că rezultatele n-ar fi fost reliefate la momentul respectiv, dar, spre exemplu, aici la TV, pe micile ecrane, sunt convins că cei care lucrează, cei care muncesc din greu pentru a aduce sportivii în lumina reflectoarelor, sunt foarte puțin cunoscuți și de aceea ne-am propus ca, începând cu emisiunea din această seară, să vă prezentăm și i-am invitat aici pe doamna profesoară antrenoare Constanța Pătruț și pe domnul profesor Dumitru Vulcu, ambii angajați la Clubul Sportiv Școlar Buzău. Bine ați venit în studioul nostru și sperăm să, de acum să acordăm mai mult spațiu și gimnasticii. O ramură sportivă care ne-a oferit extraordinar de multe satisfacții și când spun Nadia Comăneci și toate celelalte gimnaste care au cucerit medalii olimpice, mondiale, europene de-a lungul timpului, începând cu acel 1976 Montreal, știe toată lumea, când Nadia a reușit primul 10 din istoria gimnasticii. Și culminând aici pentru noi cu prezența Gabrielei Drăgoi, prima sportivă buzoiană care a punctat pentru un club buzoian la Jocurile Olimpice, pentru că destui sportivi crescuți la Buzău în momentul în care erau legitimați la alte cluburi din țară au fost prezenți la Olimpiade, dar iată această cinste i-a revenit Gabrielei Drăgoi în 2008 la Beijing, când a și concurat pentru România în finala de la Bârnă, unde a obținut locul 5, dacă vă amintiți și sunt convins că vă amintiți. Între timp avem și un sportiv, da? Un băiat care tot așa a punctat pentru Buzău la Olimpiadă și este vorba despre Ovidiu Ionescu, cel care a fost la Olimpiada Braziliană. Deci cei doi sunt vârfurile, prezențele la Jocurile Olimpice. O să rog pe colegul meu, Alex Nicolae, dacă are pregătite imagine, să le punem în undă, niște imagini foarte frumoase pe care le-a realizat colegul Robert Oprea. Iată, deja avem imagini și aș dori să vorbim în prima parte despre munca asta de jos, munca asta de sala Hora, aș putea să spun, și veți vedea din imagini, stimați respectatori, că se muncește de greu și vorbeam înainte de a intra în emisie cu cei doi estimabili profesori că gimnastica este un caz aparte pentru că practic nu ajungeți să lucrați cu seniori, fiindcă gimnastica se practică la vârste fragede și foarte fragede. Iată, dumneavoastră luați copilașii aceștia drăgălași, îi ordonați în primul rând,
Îi aduceți în lumea reală și după aceea vă chinuiți cu tot talentul și cu toată răbdarea pe care dumneavoastră sunt convins că o aveți, să faceți dintre ei, din ei niște campioni și niște mari campioni. Spuneți-mi dacă este greu, doamna profesoară, să lucrați cu prichindeii aceștia care prima dată încap pe mâna dumneavoastră. Este o muncă grea, dar în același timp este și o muncă plăcută, pentru că satisfacția este foarte mare, pentru că îi luăm de la primii pași, îi învățăm primii pași, primele mișcări, până când ajung să facă, să execute exerciții foarte complexe pe toate aparatele. Domnul profesor, cum le insuflați curajul să urce pe aparatele acelea, că vom vedea la un moment dat? Deci, selecția se face tot timpul. Ai selecționat o grupă de copii. Problema este că dacă îl vezi că are un pic de curaj, are ceva de la mama natură, care înseamnă mama natură, calități și tot ce trebuie copilului, atunci mergi cu el mai departe. Îl altul care nu are, încerci să faci mai puțin cu el, pentru că nu are curaj. Problema este așa, da, insuplăm, facem primii pași, primii pași, primii pași. E, în momentul în care dai puțin de greu cu el ca să facă treabă, atunci e mai greu. Că dacă, știți cum este, ca orice om, dacă îl pui la greu, el zice că renunță. Că sunt... e prea greu pentru... Da, zi tu, Tâncelu, dacă sunt copilași care, cărora li se pare foarte greu să facă mersul piticului. Dacă fac mai mult de o latură, deja e prea mult. Și atunci noi, prin joacă, încercăm să îi acaparăm, îi se acomodeze cu aparatele încet, încet, pentru că, de exemplu, pe bârnă, cum e la noi la fete, încep cu mersul pe bârnă. Așa că avem bârnă foarte mică, joasă, bârnă mijlocie, bârnă înaltă, la paralel același lucru cu asistență, se joacă pur și simplu pe paralel, se leagănă pur și simplu pentru început și încet, încet copiii care au și voință, au și calități, reușesc să facă elemente mult mai complexe. Domnul profesor, văd aici în imagini, cu asta am și început, da. Cronologic așa au fost filmările. Mulți băieți, mă gândeam că dacă la fete, fetele sunt tentate, au văzut marile succese care sunt deocamdată de partea feminină, mă refer la nivel național, mă gândeam că băieții sunt mai degrabă tentați să meargă la fotbal, să meargă la basket, că iată, e concurența dumneavoastră chiar acolo în cadrul clubului sau la volei eventual. Cum reușiți copiii ăștia, băieții în general? În cadrul clubului concurență nu avem cu basket, cu asta, fiecare cu treaba lui. Sunt convins, dar copiii sunt tentați, nu să meargă la volei sau la basket. Da. Unde sportul ăsta echipă să nu mai spectaculoase decât munca asta. Există totuși în Buzău părinți care vor să pună copilul la mișcare. Mai există. Pentru că la noi nu există cultura asta. Copilul trebuie să ducă, să-l duc la, să facă ceva sport. La noi nu. La noi nu. Fotbalul este pe primul plan. Acolo dacă ajunge mare fotbalist câștigă bani. Așa este. Nu. Mișcarea în general este foarte bună pentru orice copil. Nu contează că face gimnastică, că face bolii, că face atletism. Înțelegeți? Mai sunt părinți care vin cu el că domnul are energie. Corect. Și atunci îl aduc și domnul, ce poate să facă el la 5 ani? Că nu poate să facă la 5 ani basket, atletism. Basket, volei nu se duc basket la vârsta asta. Și tot. Da, sigur. Vorbesc la în general, nu neapărat chiar la imagine și, pe care și le atunci, vedem acum. Și mai mari un pic. Îl vezi, bun, domnule, la 5 ani. Hai că lei. Cea mare este că este ceva împământenit în mintea românului că dacă faci gimnastică rămâi mic. Problema este că nimeni nu știe cum se face această selecție pentru gimnastică. Problema este că te uiți la segmentele picioarelor lui și vezi că dacă tibia și peroneu sunt mari, păi ăla se duce la 2 metri, nu lei. Du-te. Deci nu se pretează pentru gimnastică. Nu, deci, domnule, cu segmente scurte, înțelegeți? Dacă sunt și cu bazinul care... micuț, atunci îl iei la gimnastică când îl vezi. Asta este prima chestie care te duci cu selecția. Iar restul, că mai bine câte 1, 2, 5, 6, dă-i Bogdane, dă-i că uite, ăla este clasa 11-a de liceu.
Da. Înțelegeți? Și face gimnastică încă. Și de-aia vă spun, adică la noi nu, sunt băieți, bine, dar părinții sunt cei mai, cel mai mare ajutor al nostru. Chiar asta era una dintre întrebări, cum colaborați cu părinții? Pentru că sunt la alte sporturi unde vin, unde își pune amprenta, unde deranjează că cel care instruiește. Toată lumea se pricepe și la alte sporturi, la gimnastică sunt convins că nu. Noi, regulamentul nostru intern, am hotărât ca părinții să nu participe la antrenamente, pentru că deși sunt invitați să vină la concursuri, iar ceea ce nu e în regulă cu copilul în sală, noi îl comunicăm imediat. Adică nu e cazul să vină să participe efectiv la antrenament. Eventual, când sunt concursurile, competițiile mari, noi facem concursul de verificare sâmbăta, unde sunt invitați și părinții copiilor și atunci poate să vadă. Oricum sunt foarte informați de către noi, că merg, sunt în progres, unde mai e de. Dar nu cu lux de amănunte, nu o să ajungă să fie la, să dea indicații. Apropo de progres, cam după ce perioadă de timp vă dați seama dacă un copil merge spre înalta performanță sau pentru sportul pentru toți, să zicem, de pentru întreținere, cei care vin acolo nu neapărat pentru a performa. După cât timp vă dați seama? De exemplu, noi făcând selecția de la 4 ani, 2 ani de zile ne jucăm mai mult cu ele, adică le facem să le atragem mai mult pentru sportul ăsta, după care putem treptat să ne dăm seama că evoluția unor copii care au calități, dintr-o simplă mișcare îți dai seama dacă un copil are, dar numai după 2 ani de zile când copiii încep să progreseze sau să stagneze. Depinde de calitățile pe care le au, depinde în acești 2 ani ce am reușit să dezvoltăm. La unii copii se dezvoltă mai repede anumite calități, unii puțin mai greu. Și atunci e păcat să renunțăm la anumiți copii de la 6-7 ani, abia când aproape de concurs ne putem să le spunem clar dacă sunt pentru a continua. Da. N-am venit foarte des la Clubul Sportiv Școlar spre rușinea mea, dar în momentul, în momentele în care am venit, am văzut acolo bunicuțe, am văzut părinți care așteaptă. Pe bancă. Da, chiar pe hol, acolo, probabil încheierea antrenamentului. Se implică și din punct de vedere financiar sau dumneavoastră aveți tot ceea ce vă trebuie și nu aveți nevoie de așa ceva? Nu avem tot ceea ce ne trebuie. Problema este că noi, ca unitate școlară, nu avem voie și nu avem voie să luăm bani de la părinți sau de la copii. Deci problema este totul se face extra școlar și cu ajutorul bunicuțelor, cum a zis, și cu părinții, să vină copiii să facă. Restul este ce ne bugetează Ministerul Educației Naționale. Noi am încercat, am strâns 2% din ce s-a putut de la părinți și de la cei care au binevoit să ne dea 2% impozitul, da. Și am reușit să ne mai cumpărăm saltele, să ne mai luăm anumite ce bani necesar bureți. Acolo, da, atât cât s-a cine putut, că noi fiind o sumă mai mică. Noi. Am înțeles. Mă gândeam că e și forma de donații. Poate sunt părinți mai pricopsiți, așa pe românește, care vor nu să mai găsim nu așa ceva. Deci, dacă după Revoluție, dau un exemplu, găseai pe undeva, mergeai, te sponsoriza sârma, gagbu și restul, înțeles, mai dădeau niște bani, acum este foarte greu. Fiindcă veni vorba, copiii care vin aici să practice gimnastica, vin din medii mai modeste financiar sau asta nu este o regulă? Ba nu, de acolo vin. Din medii modeste, sau nu știu dacă zic eu modest, dar cred că mai jos de modest. Deci ar fi, este elegant spus modest. Da, pentru că cei care au, nu vor să facă, pentru că îi promiți, hai mă, că dacă, uite, dacă avem bani, mergem la munte, mergem la mare, mergem, nu știu, și el zice, păi, mă duce asta le-am făcut de când, da, corect, așa este. Deci, aia e chestia. Ori noi, la Clubul Sportiv Școlar, n-avem, spre exemplu, posibilitate să stimulăm copilul. N-avem. Nici măcar cu Eugenie? Acum vestita e Eugenie. Era cea mai ieftină femeie aia, nu? Eugenie. Da.
Înțelegeți? Că fac acum, și fiindcă a venit vorba de bani, noi la gimnastică fete, la secția de fete, am avut norocul să găsim un sponsor care ne-a ajutat timp de 3-4 ani cu o sumă frumoasă de bani. Nu a dorit să dăm numele pentru că a zis că nu-l interesează să facă... Dar important este gestul în sine. Dar important este că ne-au ajutat și cu bani frumoși timp de 3-4 ani. Din afară nu are treabă, nu are pe nimeni, la dumneavoastră treabă, acolo nu. Nicio treabă. Au fost foarte așa implicați, de când nici nu mă așteptam. Au venit, au văzut despre ce e vorba și pur și simplu de 3-4 ani ajută cu o sumă frumoasă de bani. Acum da. Nu știu dacă va mai fi, dar eu spun ce a fost până acum. Doamna profesoară, de unde voi selectați materialul ăsta uman? Din toate grădinițele din județul Buzău. Da, am acoperit o arie largă, cât s-a putut. Noi toți de la club, că nu sunt numai eu acolo, pot să numesc și colectivul care, da, sigur că da. Din care fac parte. Chiar vă rog. Colegii care sunt minunați și cu care avem o colaborare foarte frumoasă. Și care apar, unii dintre ei apar și care apar, în imagini? Majoritatea, din ce am văzut, sunt în imagini. Este vorba de colega mea, doamna profesoară Mihai Camelia, doamna profesoară Enia Carmen Mihaela, doamna profesoară Robu Gabriela, post-antrenoare a... Da. Da, domnul, împreună cu domnul Clinciu, nu? Domnul Dogaru Florinel, domnul Clinciu Constantin, ca să-i spun pe toți, să nu scape pe cineva, că așa e frumos, pentru că nu sunt numai eu acolo, sunt și ei care muncesc. De altfel, acești copii. Mai aceeași treabă și la băieți. Înțelegeți, în afară de domnul Bârzu, care nu apare în imagine, doamna Zăinescu Tincuța și doamna Constantin Gabriela, care... Deci apar aceea... în imaginile aici care sunt, înțelegeți? Eu care apar acum în imagine, dar nu sunt acolo. Așa. Dacă vedeți groapa de bureți, unde da. Se lucrează aici la Inele, cuburile acelea este frumușele, da? Lucru care îi face pe acești copii să vină la gimnastică pentru... E interesant început. Și palpitant în același timp să plonjeze acolo exact. În bureții aceia, nu? Da, deci cea mai mare satisfacție au la groapa de bureți. Asta îi face să vină. Și să veniți ca să plonjeți acolo. Apar și eu în imagine. Da. Domnul profesor, spuneți-ne ceva despre sportivul acesta, voinicuț, sportivul cu mușchi. Sportivul acesta, acum un an, a luat din 7 medalii, dar nu toate de aur și nici de argint, dar a luat așa, deci... Cum se numește, în primul rând? Constantin Bogdan, da. El este clasa 11 la LPS, face gimnastică de la 6 ani, dar... are probleme de sănătate. Acum nu știu, o să reușesc ca să găsesc un neurolog ca să-i citească tomograful. Are probleme de coloană, la el 5, lombar 5. Și acum să vedem dacă ne mai permite domnul doctor neurolog, dacă mai continuă sau nu mai continuă. Acest băiat care îl vedeți acum pe imagini este clasa 8-a la școala 15 George Emil Palade, promite, și să vedem mai departe, fiind la clasa 8-a la noi, adică vă spun gimnastica... Nu i-a spus numele, domnul profesor. Oncescu Andrei îl cheamă. Practic el sare gardul acolo și vine imediat dumneavoastră, nu? Nu, vine dimineața și după aia merge la școală. Așa încercăm să aducem copiii cât mai aproape de... Cât mai aproape de... Cel care lucrează acum este Enică Luca și Florin îl cheamă, că e născut de Flori. Și este medaliat. A avut și el probleme de sănătate. Un an de zile a stat... cum se spune, pe tușă ca la fotbal. Ăsta este un copil care are o ambiție deosebită, nu are ambiție, are ambiție deosebită, dar într-un alt sens așa, nu în sensul de a face calități, l-a înzestrat mama natură, dar are altceva el. Nu vrea să... și păcat, pentru că acest copil care a fost ultimul la Inel, ar putea să facă mult în gimnastică. Putem spune că acești copii care vin la gimnastică
sunt deosebiți față de ceilalți? În ce sens? De multe ori munca asta pe care o prestează ei devine monotonă și cum copiii se plictisesc foarte repede în ziua de astăzi, bănuiesc că ei își cunosc foarte bine interesul, cei care răzbesc și ajung până la urmă la lot, la lot olimpic, la lot național. Aici ați greșit cu o treabă. Monotonă. Nu este monotonă. Nu, aparent monotonă pentru, din punctul lor de vedere la vârsta pe care o au ei când vin la dumneavoastră. De la 5 ani la 6 ani faci tot altceva. Înveți elemente. Tot înveți altceva, tot înveți altceva. Deci nu este aceeași monotonă. Nu fac... Adică, domnule, dacă eu sar la fileu și dau un minge... Da, poate n-am aici... termenul exact. Că automat, că nu faceți deci, același este... lucru în fiecare zi. Deși la exercițiile acelea de la... Le repezi de foarte multe ori ca să-ți iasă un element. Deci, deci uitați-vă ce aici. Cred că aici, sunt zeci sute de ore până ți iese elementul. Luca și Dorin face niște cercuri, da? Bun, dar el nu numai atâta trebuie să facă. El, alt stil de cercuri, deci pe altă parte a căpriței. Bun, și atunci el trebuie să se îmbârtă, trebuie să facă, deci nu e monoton, pentru că tu ai făcut cercul ăla, ai învățat cercul. Și aici trebuie este vorba un alt sportiv. Aici deja e pe mâner Mihai Iustin. Înțelegeți? Deci de acolo, de la căpriță, trece aici. Monoton nu este. Faptul că e un număr mare de repetări, da. Da, da, din punctul ăsta de vedere. Dar nu, ai de învățat tot timpul, schimbi. Pentru că, spre exemplu, la un joc colectiv, în momentul sunt mii de ipostaze intrând în relații. Ori aici, practic, lucrează numai cu dumneavoastră la un aparat și la asta m-am referit. Și la aparat următor tot cu noi și la aparat următor tot pentru cu că... noi. Deci la fete sunt patru, la băieți sunt șase aparate. Deci problema este în felul următor. Monotonia asta nu știu cum a scos-o, dar în fine, trecem peste. Pentru sau mă rog, un soi de monotonie. Fiecare aparat e cu specificul lui. Înțelegeți? Dacă la cal stau în sprijin, fac cercuri, fac transporturi, fac minuni, fluturaș, caburzică și nu știu, la bară nu mai fac aia. Ce fac la cal? Ați înțeles? La jocuri, spre exemplu, spuneți dumneavoastră că apare surpriza. Dacă ăla poate să scoată o minge, la bolic ați dat treaba, nicio problemă. Dar jocul e același. Servă, preluare, pasă, atac. Servă, preluare, pasă, atac. Că există ceva. Ai o faci de mic până ajungi mare. La noi ce se întâmplă? De mic înveți baza, după aceea înveți elemente din ce în ce mai grele, mai complicate. Devin exercițiile și nu se poate ca să ajungi să fii campion la mondial, la cal, la bară și la asta, dacă nu ai simțul aparatului și nu ești făcut pentru așa ceva, e greu. Da. Iată, a venit și momentul pentru publicitate. Înainte de la publicitate, domnul profesor, am spus monotonie din punct de vedere al copilului, la o anumită vârstă. Nu că practicarea gimnastice ar fi o chestie derizorie, monotonă. Deci, să ne înțelegem. Monotonia este în momentul în care pui ABC-ul. Adică să știe o rostogolire, să știe ce, nu stăm pe mâini, nu stăm pe cap, o chestie din asta. Atunci e monotonie. Când l-ai pus pe aparat, numai. Da. Bun, bine că ne-am înțeles. Murit-o. Da, mergem în publicitate și revenim. Am revenit pentru partea a doua a emisiunii de astăzi. Discutăm despre gimnastică și nu orice fel de gimnastică, gimnastica artistică, cea care se practică aici la Clubul Sportiv Școlar Buzău. Avem invitați pe doamna profesor antrenor Constanța Pătruț și pe domnul profesor Dumitru Vâlcu. Domnul profesor, fiindcă vorbisem de băieții pe finalul primei părți, cu ce atrageți dumneavoastră, cu ce reușiți să atrageți băieții, fiindcă dumneavoastră vă ocupați acolo, înțeleg că sunteți și șef de catedră, cu ce atrageți copilașii ăștia mici, băieții la sală? Ca să poți să atragi copilul ca să facă gimnastică, trebuie să te implici, trebuie să te cobori la mintea lui, să-i dai voie ca el să se joace un pic și după aceea să-l pui ceea ce trebuie să facă. Altceva nu avem. Spre exemplu, vă spun acum că ei mai sunt atrași așa, mai aduc părinții câte o bombonică
și după antrenament le dăm câte o bombonică. Dar noi, efectiv, nu avem cu ce atrage. Nu avem ce să le oferim decât posibilitatea asta de a face mișcare. Și problema este în felul următor, că ne implicăm în faptul să facem mișcare cu ei, să le facem antrenamentele cât mai plăcute, ca să-i atragem. Că altceva și cu bombonica aia la sfârșit. E așa bine la gimnastică și plus de asta, condiția asta de groapă aia cu burescă, îi lași un pic ca să joace acolo. Și ei, neavând unde, nu există în Buzău o sală de sport care să aibă o sală cu groapă de burescă. Hai și sunt bine. Jocurile astea, spațiile astea amenajate de joc, acolo, la mall-uri, în fine, să mai duc pe acolo, să mai zbengăie. Aia e altă, nu există sală de sport, da, am zis. Înțeles. Nu, că spuneam la că sunt alternative, la mult, bine, nu la fel de serioase. La... Da, înțelegeți? Și, păi, o seriozitate trebuie, când îl lași să joace, copilul știe că se joacă, când trebuie să facă treabă, face treabă. Deci aici este... Și care... Aici e finețea dumneavoastră, aici intervine arta aici dumneavoastră. Arta. Arta antrenorului, profesorului, că de fapt toți sunt antrenori și profesori. Nu numai antrenori sau profesori. Antrenor și profesor. Fiecare, deci la noi, la gimnastică, toți și la fete și la băieți au și diplomă de profesor, au și carnet de antrenor. Fiecare cu categoriile care le-au dat. Doamna profesoară, fiindcă spunea domnul profesor mai devreme de o bombonică, alimentația asta, dumneavoastră colaborați cu părinții, pentru că surplusul ăsta de energie, pentru care unii părinți vin cu ei de mână, domnule, ia-l de aici, că mi-a rupt perdeaua acasă, a sărit de pe șifonier. Da, mi-a rupt arcurile de la are la legătură și cu alimentația asta, câteodată deficitară, câteodată dăunătoare, cu niște grăunțele, cu niște chestii mirositoare, care știu eu... Nu, să știți că noi... Nu la dumneavoastră, în general copiii, vreau să spun. Noi învățăm noi că nu trebuie să mănânce, eu știu, diferite dulciuri și tot felul de cornulețe și covrici. Și... Dar, în primul rând, pe cei care ajung să concureze. Pentru ei, mai repede discutăm cu părinții și încercăm să aibă o alimentație prin părinți acasă, corespunzătoare să nu... Să, și pentru efort și pentru... Adică bănuiesc că sunteți de acord cu mine că este o componentă foarte importantă. Foarte importantă, este adevărat. Dar la copiii mici nu se pune problema să... Atât că învățăm ce e corect și ce nu, ce e sănătos să mănânce pentru ei, indiferent că fac sport sau nu. Problema se pune la copiii care concurează, într-adevăr, care sunt aproape de concurs și trebuie, într-adevăr, să arate într-un anumit fel. Și dacă greutatea este un pic mai mare și efortul este mai mare pe aparate, să iasă exercițiile și atunci e mai greu. Și din discuții cu părinții reușim să... Din 10 copii îți dai seama că sunt 3, maxim 4, dacă sunt pentru sportul de performanță. Și atunci intervii cu părintele și îi spui, promite și nu trebuie să facă, să mănânce, să consume... Trăzmăi, pe românește. Da, da. Da. Înțelegi? Deci, și atunci, e adevărat că mulți își permit... Dar mulți din părinți încearcă să respecte. Da. Mai ales copiii. Am văzut că și copiii încearcă să respecte și își ascund și încearcă să asculte ce le spunem. Părinții ne spun la sală când vin că uite, n-am mâncat bomboană, astăzi așteaptă bomboană de la dumneavoastră de la sală. Deci bomboanele de la sală sunt ceva, da, de... Da, e ceva deosebit. Pe deosebit. El. Deci dacă nu le dau o bomboană într-o zi, e supărare mare. Bine, ceea ce nu se întâmplă. Prin asta ei înțeleg că nu este doar o simplă bomboană, ci este un premiu pentru, da, toată, exact, munca pe care... Am început deja să... E un stimulant. Da, și am început deja să le dăm 2-3 bomboane pentru copiii care se implică mai serios și atunci pe ei normal că îi stimulează mai mult să tragă un pic. Îi încântă bomboanele astea și normal. Până la urmă îi duci la concurență. Concurența adică, între ei. Dacă vede un copil că...
ălaltul a luat două bomboane, de ce a luat? Exact. Și atunci îi spui, băi, a luat două bomboane pentru că a făcut treaba asta, tu n-ai făcut-o. A fost mai serios? A executat mai corect? Da, el a făcut-o, tu n-ai făcut-o. Eu răspund de la început. Când începem antrenamentul, asta le spun. Cine e atent, cine lucrează, cine e serios și muncește mai mult, va avea două, trei bomboane, în funcție de implicare. Am început. Aveți printre copiii care sunt sub direcția dumneavoastră în drumare, există familii și cu cazuri în acestea sociale pe care dumneavoastră unde să puteți să interveniți, să-i ajutați, știu eu, unde întrevedeți niște calități deosebite pentru un viitor gimnaz de performanță. V-ați întâlnit cu cazuri de genul ăsta? Ați putea să-i ajutați în vreun fel? În trecut, poate. Da, în trecut. Asta dar deocamdată ce se întâmplă și eu mă minunesc pentru că după 39 de ani de muncă sunt copii care n-au probleme sociale, lipsa banilor sau lipsa unei case sau înțelegeți? Deci sunt copii care au, cum se spune, de toate și fac gimnastică. Dar din acești copii sunt și cei care devin, care performează, vârfurile, care să meargă să reprezinte Buzău, să reprezinte România, păi la concursurile. Da, deci cum sunt prații burtanete. Așa, exact. Înțelegeți? Sunt gemeni, ei pe Comuna Vadupaș, pe acolo stau, au casă, nicio problemă, ei sunt la lot acum, dar nu duc. Mama muncește, tata muncește, deci situație... cum să vă spun eu, din asta socială, destul de bună, zic am eu. Înțeles. Deci nu cred eu. Bun, ce se întâmplă? Pe munca care o fac ei trebuie undeva remunerați, să zicem. Pentru că ei depun un efort extraordinar. Gimnastica nu înseamnă trei pase și un șut. Sau la fotbal o pasă și o centrare și un cap și gol. Gimnastica înseamnă 6 aparate, fiecare aparat cu specificul lui. La băieți mă refer. Da. Și atunci, deci, efortul nu se pune că eu am alergat ca extremă. El face sol, păi dar aleargă ca o extremă, face cal, ca cine aleargă? Ca centralul sau ca cine? Deci, înțelegeți? Deci, fiecare aparat are specificul lui. Deci, este un sport complex și este greu de făcut și ușor de privit. Plăcut privit gimnastica. Când îi vezi la un concurs mondial, cum fac diferite elemente, deci se pare că așa de simplu și băi, dar oricine ar putea după ceva. Face Zolander ăla, face Zolander la bară, 8 de sprinderi, dau un exemplu, 8, face 4, 5, înțelegeți, dar de dificultate mare. Deci toată lumea, băi Doamne, cum zboară ăla pe... Cât a muncit ăla ca să facă elementul ăla? Pe bână deci... este o sportivă care acum va merge la campionatul național școlar, Ana Maria Stancu, care este un element acum învățat și încearcă să-l perfecționeze. Da, am văzut că... Vreau să spun că la ora asta deja le face static, mă tot uitam că tot stânga-dreapta era... Acum deja a perfecționat și exercițiul și va fi ok la concurs. Da. O să rog pe colega Alex să le mai reluăm aceste imagini. Doamna profesor, o bijuterie de sală la dumneavoastră aici și bănuiesc că nu întâmplător urmează pentru a 14 oare, sper că nu spun o trăznaie, să fiți campionatul național școlar. Să fiți gazdele campionatelor naționale școlare. Cum ați reușit să amenajați? Ce anume? Această soală, cu ce aveți dumneavoastră acolo? Noi acolo avem, deci ce s-a adunat, prin grija noastră, acum dacă nu avem grijă de ce avem, se pierde. Nu pot să arat cu degetul pe nimeni că n-a avut grijă de această sală. Începând de la director până la omul de servici. Noi ăia care lucrăm acolo și de acolo ne câștigăm pâinea din sala asta, deci am fost obligați să avem grijă și să o întreținem. În câți ani ați adunat tot aparatura asta, tot ce este acolo? Dar și acum încă mai adunăm. V-am zis încă mai sunt de adunat. Eu am 39 de ani de chime.
Eu văd acolo lisești că paralele inegale, nu? Sau nu văd eu bine? Da. Da? Aveți așa ceva? Da. Nu? Aveți, da? Nu din imagine. Ba nu... da, paralele, ba da, da. Nu se lucra pe paralele, se lucra doar pe bârnă în perioada când... Problema este în felul următor, acum că nu există paralelul ăla de calitate care trebuie să fie, da, dar există paralel inegal. Un paralel foarte este. Vechi. Deci... Adică noi, e loc de mult mai bine, ziceți. Da. Există, există. Acum am aflat că nu e nicio problemă și la Reșița există 3 seturi de aparate. Deci 3 seturi de începând sol, cal, inel, sărituri, paralel, bară. La băieți mă refer. Și am încercat, dar avea treabă doamna secretară să fac o hârtie și n-am avut niciunul din director care să semneze o hârtie ca să o trimit. Aude și mâine o rezolvă. Nu mă interesează, dar nu, că n-am... Da, nu, glumesc. Eu pe nimeni nu o acuz. Faptul că am aflat astăzi este o chestie a mea, personală. Și noi am cerut, după europenele care au fost la Cluj, și noi niște aparate. Înțelegeți? Și n-a ajuns niciunul. Și acum să aflu că Reșița are 3 seturi. Bun, nu vreau 2. Dăm și mie unul. Și asta am vrut să fac treaba asta, ca să facem și noi un rând de aparate, ca să avem cu ce să ținem competiția. Noi am făcut. Vreau tot să felul de... Și domnul director au făcut către avem minister. Avem la ora... Cerut, deci, adică chiar acum în aprilie, în aprilie, da, au hârtiile sunt făcute. În aprilie avem campionatul național al cluburilor sportive școlare și al liceilor cu program special sportive. Eu, spre exemplu, n-am paralel și bară am, dar e mai groasă și nu le convine sportivilor. Și am rugat colegii de la Bistrița să-mi aducă paralel și bară. Și vin cu ele împachetate. Vin cu ele, cu microbusul. Deci, dar, deci asta, așa, asta e efortul. N-ai ce faci, adică vrei să faci, da. Să ții, să fie frumos? Ce condiții să... oferiți dumneavoastră de, iată, an de an să dumneavoastră găzduiți aceste concursuri naționale? Avem condițiile cele mai bune de cazare. Da? Da, pentru că fiind concursul ministerului, sunt cazați la căminele liceelor, căminele... Între la Grigore Moisil, că acolo da, ați exact, colaborat cu domnul Manta de atâta timp. Da, ani de zile și-a fost super. Să dea Dumnezeu super. Sănătate domnului da, Manta, da. Pentru că ce-a făcut deosebit. Domnul Manta acolo, din căminele alea, că nu le-a rezolvat pe toate, dar ce-a făcut e ceva deosebit. Și faptul că, vreau să vă spun, pe vremea că a fost director acolo, nu că suntem prieteni, dar vreau să... să-l respect la ceea ce a făcut și vă spun de ce. Pentru că ministerul dă o sumă de bani infimă. Deci nu... Din vârful peniței din birou da. De la București. Nu știu, da. Poate punctul ăla, doamne iartă-mă, că eu nu înțeleg cum este, cum poți să dai, ascultați-mă, 20 de lei de masă pe zi. 20 de lei. Păi să mergem la... Palatul Parlamentului, domnul profesor, să vedeți, nu mergem ca să vedeți cu cât să mănâncă acolo. Cu 13 da. Lei da. Mănânci de pleș cărăcănat de acolo. Scuzați-mă. Mănânci o masă. Cu 20 de lei da, și ai o masă. Mănânci 3 mese, ieși și tot păi ce da, trebuie da, acolo. Deci, da, 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 deci, din da, Parlament dar nu mergem, creștere, nu mergem pe treaba asta. Deci cu 20 de lei ei. Și ai noștri mănâncă foarte bine deci, aici. Că 20 de lei. Acum, eu vă întreb pe dumneavoastră, unde puteți să mergeți cu 20 de lei să mâncați 3 mese pe zi plus desert, plus apă, plus ce-i trebuie unui sportiv. Da, mi-e greu să vă dau un răspuns la întrebare. Ai treaba, că și eu mă întreb, dar până la urmă am găsit oameni de înțelegere, oameni care n-au înțeles, nu pe noi, pe banii aia au înțeles, de 20 de lei. Înțelegeți? 20 de lei, pe da, dacă fac, vă spun eu așa, deci 2 ori 2 fac 4. Ia spuneți-mi și mie așa, ce părinte i-ar da copilului la micul dejun de 4 lei mâncare? Da. Deci, el este Constantin Bogdan și... L-ați mai zis? Da, și repet, pentru simplu motiv că... Fost, dar e foarte bun, pentru simplu motiv că... Da, aștept citirea tomografului și e posibil ca și acum, în aprilie, să ia medalii.
Noi cu toți copiii mergem să ia medalii acum, că ăsta e scopul, adică nu ne ducem... Deci, reluând, vorbim despre atur, da? Aveți odată o sală utilată. Apropo, la nivel național, cam pe ce loc s-ar situa așa? În afară de centru olimpic, nu intrăm acolo în concurență cu așa ceva în țară, cam unde s-ar situa sala dumneavoastră ca și utilare? Noi, de exemplu... Stați un pic... Noi avem sala utilată și băieți și fete. Este diferență că dacă ne luăm așa, pe ce loc ne-am situat ca sală utilată la fete, suntem puțin departe, tânțelul, nu? Suntem departe pentru că... Dacă ne luăm ca sală utilată pentru băieți, la fel suntem puțin mai departe. La mix te ieșiți mai jos, nu? Nu, da, nu. Că avem mix și sunt puține cluburi care au mix. Problema este, v-am spus, că ne-am interesat, noi personal de sala asta să o întreținem și să o facem așa cum este. Pentru că, vă dau un exemplu, au venit oameni și la fete și la băieți au venit. Și au văzut așa sala cum arată. Aranjată. Asta a impresionat, cum este aranjat. Da, e o bijuterie de sală. Că practic material, vorbind, aparate ajutătoare și ce avem noi nevoie, avem lipsuri mari, din punctul ăsta de vedere. Nu, dar și ca spațiu. Și ca spațiu și o ducem. Pentru că, dar ne înțelegem noi acolo prea bine. Da, bunește, la Steaua, spre exemplu, sala de la Steaua e de 3 ori mai mare ca sala noastră. Da. Pentru că și la ei lucrează și băieți și fete. Am înțeles. Și totuși, campionatele naționale școlare, ziceți că vin și se organizează. Da, păi suntem buni organizatori. Nu știu, cred că din cauza asta toată lumea laudă de fiecare dată și implicarea tuturor din club. Toată lumea a fost mulțumită. Toată lumea a fost implicată la fiecare competiție și mai e și alta. Ce se întâmplă? Ici băieți și fete, noi având sala de băieți și fete... Deci asta este un alt tatu. Ziceți. Nu cred că iatul nostru este mai mult o găselniță a ministerului. Pentru că dacă dă la Constanța, vă dau un exemplu, acest campionat, Constanța nu are decât fete. Înțeles? Dar tot fetele noastre sunt mai frumoase. Sunt frumoase și deștepte, da. Sunt, nu numai frumoase. Da, dar de-aia vă zic, adică, deci, nu, și nu găsesc o sală, ar putea să găsească Bucureștiul, dar Bucureștiul unde să țină? N-au cămine. N-au cămine, una la mână, dar nu au nici sală de competiție. Pe noi ne-a ajutat cealaltă sală de jocuri în care am ținut competiția. Da, că nu în sala noastră, da, de știgătire am ținut-o. Noi mutăm aparatele dintr-o loc. Mergeți alături loc la central, unde e volei și basketul. Da, și acolo, deci asta e o altă chestie, și locația. Și faptul că sunt două secții în același club, și fete și băieți. Și abia am aparatură și de fete și de băieți. Deci asta e singura... O altă întrebare ușoară, nu știu răspunsul acum. Dacă ați fi avut și tribune, cam câtă populație s-ar fi înghesuit acolo în tribune? Se vadă copiii ăștia deștepți și talentați la lucru. Din părerea mea, că ar fi venit doar părinții copiilor, bunici și rude, pentru că la noi în Buzău nu prea este cunoscut. Nici măcar locația. Nu se știe unde este clubul sportiv, nu se știe unde e sala de gimnastică. Deci puteți să chiar spunem acum este că este între fosta școală numărul 15 și liceul pedagogic. Unde este o locație, treci pe acolo, adică este imposibil. Nu-i pitit așa cum e la dumneavoastră. Am înțeles, da. Deci, eu acum, deci de-aia are dreptate colega mea că gimnastica nu este cunoscută cum sunt alte sporturi. Pentru simplu motiv că nu s-a făcut publicitate. Dar norocirea mare este că avem medaliați olimpici, avem medaliați europeni și la junior și la senior. Și copii la lot am avut. Generații de generații, copii la lot. Și acum avem copii la loturi, dar problema este în felul următor, că începând din 88 încoace, deci cu tăciuleți, cu anghel, cu oameni care au fost la lor la olimpiadă, la mondiale, la cu prietenia, înțelegeți? Știți, deci, da. Deci aia e treaba, după aia au fost voastre fetele râpencele, nu? Da, surorile Râpeanu care deci, au fost la lor. Aici e treaba, dar nu a s-a fost făcut. Dana Andrei, a fost Alina nu Nicolae. S-a făcut aici vâlbă. Da. Nu mai știu ce se întâmplă, domnul profesor. Spre exemplu, eu la primul concurs la care am participat era în 1984,
după, imediat după Los Angeles, a venit Nadia, era arbitră. Era arbitră de jurul ăsta. 84, 84 a fost Olimpiada la Los Angeles și eu l-am avut pe Tăciuleț, componenta lotului olimpic al României la Los Angeles. A venit Nadia Comăneci, o văzusem la televizor, era deja acum arbitră și, câte mi-aduc aminte, sala s-a umplut. Mai încoace, ce se întâmplă? Spre exemplu, Gabriela Drăgoi a concurat foarte rar la Buzău. În 2008 au avut ultimul concurs la sala sporturilor, unde a fost și Izbașa atunci, Sandra Izbașa. În 2009, cred, când s-a accidentat Izbașa. Când s-a accidentat, atunci au fost. În 2009, da. Dar deja fusese Olimpiada 2008, adică ar fi interesat, zic eu, din punctul meu de vedere, acum ca și suporter, mi-ar fi plăcut să o văd pe Gabriela Drăgoi și aici la Buzău. A venit, a stat o zi, două, imediat după ce a fost invitată de primărie, așa puțin întreagăt, adică practic noi n-am apucat să o vedem concurând, să o pipăim, să o admirăm, să... deși eu la vremea respectivă am fost unul dintre răsfățați care am fost atunci la Direcția Județeană de Sport. Atunci directorul era domnul Dan Raspopa, am venit cu niște flori, au venit ceilalți cu niște cadouri, dar undeva cu circuit închis, înțelegeți dumneavoastră? Da, zic eu, și imediat, să nu vă uitați ideea, domnul profesor, zic așa, Gabriela Drăgoi ar fi meritat, invitată multă lume, umplută sala, iată, ea este Gabriela Drăgoi, cea care ne-a reprezentat acolo. Da. Ori, vedeți, nu s-a întâmplat lucrurile astea. Da, vreau să vă spun că Gabriela Drăgoi depindea de un program al lotului olimpic. Ea făcea parte din lotul olimpic. Nu puteam noi să spunem să vină Gabriela Drăgoi să... Numai antrenorii de lot îi făceau deci programul. Deci asta nu e ca un reproș. Eu spun niște lucruri cum au stat și de ce undeva niște fisuri. Ei veneau acasă unde de... demonstrativ. Da. Veneau acasă trei zile pe an. 3-4 zile pe an vin acasă copiii ăștia care sunt. Nu, dar atunci s-ar fi putut, în momentul în care a venit imediat după Olimpiadă, probabil ar fi putut că, fi organizat, ar fi... Păi da, trebuia să organizăm o competiție, să facem și S-a făcut o conferință de presă. Da, măcar putea acolo, măcar putea demonstrativ. Deci vă spun, dacă puneam afiș în tot orașul, că, eu cred că o să facem de acum încolo. Vine cu tare, Gabriela Drăgoi, așa medaliată olimpică, medaliată europeană. Eu am lansat prin domnul director Nicolau o invitație către Gabriela Drăgoi. Înțeleg că și acum are un program. Da, ocupat. Tot așa, da. Da. Și s-a mai încercat. Ușa la emisiunea noastră o are deschisă, măcar acum, dacă nu atunci... Acum când poate programul ăla s-a mai diluat, nu fi chiar ca atunci când a fost sportivă de performanță, mi-aș dori să vorbesc cu ea aici, să o vadă lumea la televizor, să știe cum gândește, ce a fost atunci, niște lucruri pe care lumea nu le știe și ar merita pur și simplu doar pentru faptul că este primul sportiv care a punctat pentru Buzău. Așa e. Ca olimpic. Sperăm că... Ca olimpic, sigur că da. Da. Pentru că i-a punctat și ca european și mai sunt alte categorii. Vorbim despre competiția supremă, domnul profesor. Da, este un fapt deosebit pentru ea, medaliată olimpică, nimeni nu contestă treaba asta și ar fi frumos, ce spuneți dumneavoastră, să se întâmple, să o chemați și să o vadă Buzoianul pe sticlă și să s-o cunoască tot Buzău, pentru că... E unul, dacă aș fi fost un factor de decizie la vremea respectivă, o oră, indiferent ce ar fi cuprins acel program, iată, ea este sportiva noastră care a participat la Jocurile Olimpice. Trebuie spusă că să fie anunțată din timp, domnule, uite, vine Gabriela Drăgoi, medaliată olimpică, medaliată europeană, și așa mai departe. Da. Eu am lansat invitația. Ne mândrim cu sportivii buzoieni. Auspiciile sunt bune, acum să vedem. Haideți să vă spun o chestie care ce s-a întâmplat cu treaba asta cu SCM-ul ăsta. Da. Înțelegeți? Eu vreau să vă spun treaba asta cu... Să spunem publicului, telespectatori, că a fost activată secția de gimnastică din cadrul clubului, pentru că el era prins acolo. În certificate de identitate sportivă, au dat liber consilierii municipali și iată avem acum și secție de gimnastică la clubul primăriei. Deci, efectiv, nu știam de treaba asta,
Și îi mulțumesc domnului director Nicolau Gabriel, a aflat de treaba asta, că se face clubul ăsta, și m-a pus în temă, domn profesor, ce facem cu burtaneții ăștia? Facem așa sau nu facem? O lăsăm pe burtă așa sau chiar îi băgăm în program? Pe burtă, nici pe spate. Deci, problema este că la ora actuală acești doi frați, la nivelul lor și la vârsta care o au, sunt lideri naționali. Da, eu am zis acolo, viitorii lideri ai lotului olimpic sunt buzoieni. Nu știu. Să dea Dumnezeu să fie sănătos să ajungi. Deci, acum vă spun, așa este. La vârsta lor, nu are cine să-i bată. Sunt unul mai bun decât celălalt. Ei fac cu schimbul. Am când înțeleg. Unul, când altul. Da. Nu știu care-i treaba între ei. Dar pentru ei am zis că da, sunt de acord să facem această secție de gimnastică la SCM. Pentru că au fost scurtați. Nu vă spun că de vreo 3 ani de zile, de când sunt la lot, de 4 la lot la Bistrița, dar de vreo 3 ani de zile, Bistrița tot încearcă să-i ia la CSM Bistrița, să dăm, și am zis că nu. Fiind șeful catedrei, am zis nu, nu, nu. Acum un an, a venit Steaua. Ce este armata Steaua să ia? Să mergem la sportivi gata crescuți. Unde gata a muncit făcut, domnul profesor nu, gata Vucu, făcut sportiv, unde nu, gata a muncit crescuți. Doamna profesoară Pătruț și să mergem să-i racolăm, domnul nu? Bârzu, domnul se Bârcu, cam racolează, da. Se deci fac lucrurile hai astea. Să îi luăm. Și am discutat cu domnul director și nu am fost de acord cu treaba asta. Și ați găsit această variantă de colaborare? Asta a fost colaborare varianta, da, varianta ca ei să rămână la Buzău și să reprezinte Buzău în continuare. Da. Domnul profesor, mai avem un minut de emisiune. Da. Urmează aceste campionate naționale școlare când să... 16-22. De 16-22 aprilie. Da. Domnul profesor, o întrebare scurtă, un răspuns scurt. Îi vedem pe frații burtanete? Că iată-și. Nu. Iarăși intrăm în spirala aia, nu-i că vedem. Cei mai buni sportivi ai noștri nu-i vedem la Buzău. Vedem pentru că sunt plecați în perioada, exact perioada aia, 19-22, la un campionat, o competiție internațională în Germania. Asta nu are decât să ne bucure. Chiar dacă este în detrimentul nostru, bucură, că nu dar vedem... faptul că noi avem un angajament de un număr de medalii, adică asta nu înseamnă că o să lăsăm numărul ăla de medalii numai în seama burtaneților. Mai avem sportivi și cu sportivii care avem aici, acum, fără burtaneți, eu sunt convins că ajunge la numărul ăla de medalii. Am înțeles. Îmi pare rău că s-a terminat emisiunea așa de repede, cred că și dumneavoastră. Da. Sperăm să ne mai vedem. Nu că tocmai am încălzit. Sperăm să ne mai vedem și să fim prezenți, să vedem și imagini de la concurs, că așa am văzut doar de unde plămădiți dumneavoastră deci, viitoarele... Haideți să vă spun o singură chestie, acum că s-a terminat emisiunea, să fie, domnul nu? Profesor. Problema este, acum un an, înainte de acest campionat care va fi acum în aprilie, am avut o conferință de presă cu ziarii și așa. Televiziuni, da. Nu? Da, da. Așa. Și nu s-a întâmplat venit, mare lucru, bănuiesc. Și nimic. Stați un pic așa, să vă spun. Au venit, au făcut nu știu ce acolo la conferință cu domnii directori, la competiție. S-au făcut premieri și buzoienii au luat vreo 30 ceva de medalii. Înțelegeți? N-am văzut unul să vină, domnule, să facă o poză pe podiumul ăla. Am înțeles. Nu promit, vreau să vin. E bine? Acum vă spun că nu, da. Nu cred că ajungem la 30 și ceva, 37 de luați medalii. Luați 50 și pentru 10 nu, și tot trebuie nu. Să vedeți. Da. Pentru da. Alea 10 care m-am angajat și trebuie să le da. Luăm. Vă mulțumesc frumos pentru prezență. Vă mulțumesc și mulțumim și mulțumim telespectatorilor care ne-au ascultat și ne-au... Vă dăm o nouă ediție lunea viitoare la ora 17. Până atunci eu nu-ți paraschiv, vă spune toate cele bune. Păi de ce?